Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela. Tarotela care vă anunță prin acest videoclip că a venit primăvara, în cazul în care n-ați observat. A venit, vine primăvara. Dragii mei, mi-am propus de 3-4 zile să vin în fața voastră cu o poezie, poate chiar 2-3. Le-am descoperit de curând și am rămas într-o stare de wow! Însă, în paralel, v-am mărturisit și ieri, în etalarea pe care am făcut-o pentru un anumit colectiv, am simțit o suferință imensă, o apăsare de ceva timp. Slavă Domnului că am senzația că odată cu etalarea pe care am făcut-o ieri, s-a luat o piatră foarte grea de pe sufletul meu. Nu știu, chiar mă întrebam, ok, am problemele mele, am suferințele mele, dramele mele, spre care majoritatea nu le știți. Și dacă sunt totuși câteva persoane care mă cunosc, o lecuță mai bine, nu, bine că bine nu mă cunoaște nimeni. Dar o lecuță mai bine să zic, din oraș sau prin ce context, tot nu știți toate problemele. Dar ideea este că eu am totuși un fel de a trece peste probleme. L-am căpătat acest fel, aceste tehnici, această putere în timp. Poate că este și un dar, cu siguranță că este și un dar, dar totuși. În ultimele zile am simțit o apăsare pe care n-am mai simțit-o de foarte mult timp. Cu ocazia unui eveniment despre care am mai vorbit odată, am venit în fața voastră și am mărturisit că simt multă suferință și voi mi-ați confirmat. Numai și a fost în toamnă ce a fost atunci evenimentul respectiv. Și stăteam și mă întrebam, mai totuși, am și eu suferințele mele. Unii știți că am și eu problemele mele de sănătate. În fine, dramele mele, dar ceva se adăuga la toate acestea, o greutate pe care mi-era atât de greu să o duc. Și am făcut totuși efortul, am venit în fața voastră, am făcut etalarea și încet, încet am simțit că m-am eliberat. În acea perioadă, printre multele responsabilități pe care le am, nu știam cum să-mi împart timpul, să fac și aia, și aia altă, și aia altă, și aia altă. Da, unii ar spune, a, n-ai copii, ești bine. Nu, n-am copii, dar am multe alte responsabilități și în plus spăiam niște căței, pisici, care, din păcate, nu merg nici la grădiniță, nici la școală, să zici că e scăpat de ei șase ore, stai liniștit. Nu au nici teme de făcut, să zici, gata, e pus la masă, fă temele și taci din gură. Au alte nevoi. Și comunici altfel, într-un mod mult mai subtil și în aparență mai dificil e comunicarea. Însă, asta e partea frumoasă și grea, dar și frumoasă a vieții, să zicem, animale de companie, dar mai sunt și alte responsabilități. Spuneam că acum câteva zile nu știam cum să mă împart între câte am de făcut. N-am timp să mă plictisesc. Că mi-e bine, că nu mi-e bine, nu am timp să mă plictisesc. Că râd, că plâng, nu am timp să mă plictisesc. Nici de viață, nici de mine. Nu știu cum sunteți voi, care vă e programul, dar și dacă n-aș avea responsabilități, aș avea planuri, aș avea proiecte de făcut. Aș avea totuși multe, multe lucruri de împlinit. Și simțeam nevoia să citesc ceva special, dar n-aveam când. Am început un roman, nu l-am terminat, evident, pentru că lucrez în multe direcții. Nu fac etalări personale, că nu am timp. Însă, mai totuși. Fierbeau, nu știu ce, legume pe aragaz, o plăcintă în cuptor. Și zic, ok. Pentru cei care sunt deranjați de această expresie, vă rog, căutați, ascultați altceva, o etalare sau în altă parte, în alt canal. Eu sunt un pic mai lejeră și dacă vă deranjează această lejeritate în sensul de simplitate, fără prea multe aere. Dacă vă deranjează, repet, căutați în altă parte. Spuneam că tot ceva să se facă, printre alte lucruri, hai să iau o carte din, să iau o carte din bibliotecă pe care nu mai descrisesem de ceva timp, de mult timp. Am citit,
repet, nu, nu repet, era în plan să vă zic, autorul despre care vă voi vorbi foarte curând, îl știți unii dintre voi, eu îl cunosc de vreo 10 ani, dragii mei, unii mi-ați mai vorbit și m-a cam deranjat, eu am mai mărturisit, cei care mă știți de la începutul canalului, știți că am vorbit despre Rumi, periodic. Însă nu v-am vorbit despre experiența mea personală, cum l-am descoperit și cum am dezvoltat tot ce am aflat prin el. O să vorbesc foarte curând pentru că este timpul potrivit pentru așa ceva. Așadar, aș vrea să nu comentăm despre Rumi, ci eventual la videoclipul respectiv, dați-mi și mie voie să am primul cuvânt și să vă vorbesc despre experiența mea și apoi să împărtășiți și voi pe a voastră. Repet, îl cunosc pe Rumi de 10 ani, nu de ieri de astăzi. 10 ani, 10 ani și între oameni este foarte mult, da, păi, între ucenic și ghid spiritual. Și Rumi are un efect imposibil de descris asupra mea. Poate că și el a participat la schimbarea mea de stare, poate sunt mai multe lucruri care au participat la schimbarea mea de stare, dar mâncarea fierbea pe aragaz, plăcintea în cuptor și am furat această carte din biblioteca mea, evident, și am deschis-o. La o poezie. Și apoi am mai deschis încă două poezii. Și am rămas așa, wow, cât pe ce mâncarea să se ardă. E, exagerez, nu. Am rămas într-o meditație instantane, într-o stare zen. Repet, posibil că acea stare, încet, încet, acea energie, că așa lucrează energiile, încet, încet, uneori mai brusc, alteori sunt mai multe feluri, da? Dar Rumi la mine așa lucrează încet și repede în același timp, sau mai bine zis, subtil și repede. Sunt doar câteva zile de când am citit și de atunci am citit poeziile respectivă de câteva ori în fiecare zi. Parcă mă adăpam dintr-un izvor. Însă, înainte să vă citesc poeziile, dați-mi voie, știți că n-am mai vorbit de foarte mult timp, dați-mi voie să vă mărturisesc că după etalarea de ieri a fost într-adevăr ceva ce parcă m-a ușurat. Am vorbit despre suferința cuiva și împărtășind emoțiile respective, m-am eliberat și de a mea și de ce mai fi simțind, că sunt empatică și, repet, nu simt doar problemele mele, simt și posibil și problemele voastre, mai ales a celor care sunteți lângă mine de ceva timp. Sau v-ați atașat într-un fel plăcut, sper că plăcut. Cineva mărturisea că poate și tăcerea mea a fost, ați simțit-o unii dintre voi și eu am simțit, să zic, dorul unora. În fine, poate și asta. Între timp, am suferit. De ce sufăr? De fapt, da, încă mai sufăr un picuț. Știu că pare o copilărie, dar dați-mi voie să rămân și copil. Este un paradox. Sufletele bătrâne au această putere de a se întoarce la copilărie. Sufletele bătrâne au această putere de a rămâne fragede din punct de vedere energetic spiritual, pe când sufletele tinere se lasă copleșite de suferință, de tristețe. Cu alte cuvinte, poate că unii ar trebui să vă întrebați Dumnezeu care vorba ce este de o eternitate. Are timp să se bucure? Să fie trist sau să experimenteze stările astea, pe care le preferă? Dacă ar fi, pentru că el experimentează prin noi, pe care le preferă? Și e o mică introducere și către poezia pe care, sau poeziile pe care urmează să vi le spun. Ce emoții ar prefera bătrânul creator dintre toate emoțiile? Ce ar prefera să experimenteze? Tristețea, durerea, drama sau bucuria? Vorba aceea este cel mai bătrân. Eu cred că totuși tot bucuria. Din acest motiv ne-a dat acest dar. Eu te vorbesc despre lucruri pe care nu eram în plan să le vorbesc, dar când sunt în fața voastră, posibil și canalizez alte mesaje. Posibil din acest motiv ne-a dat și darul de a procrea,
de a ne înmulți și de a se experimenta, apropo de etalarea anterioară, de a trăi prin noi în mai multe feluri. Și cel mai frumos este atunci când ești copil sau când te simți ca un copil. Și, dragii mei, când te simți ca un copil. Ia ghiciți. Da, când iubim. Foarte ciudat. De ieri până azi lucrurile s-au schimbat, deși, repet, sufăr pentru motănelul meu, care a trebuit să-l castrez. Și plâng mai mult decât plânge el. El nu plânge, el încă mai vrea afară. Dar trebuie să-l castrez cu lacrimi în ochi. L-am dus luni la veterinar, astăzi l-am luat și plâng că i-am afectat masculinitatea, dragul meu motănaș. Asta e, știu că sună ciudat, o să ziceți că e imaturitate, nu e imaturitate, știu eu ce e și cine e suflet bătrân înțelege. Dar, bine, nu e suferință, îmi pare rău că n-am putut să las în condiții naturale. În general, doresc ca să las ființele din jurul meu să se desfășoare, să trăiască într-un mod natural. Asta e, să zic, o suferință și o părere de rău. Dar și mie mi-este foarte greu. Oh, și totuși, după etalarea de ieri, după suferința aceasta mică, mare, cum o fi, care s-a adăugat la multele mele probleme, ceva s-a întâmplat, dragii mei, ceva s-a întâmplat că ascultam muzică diversă, de la Prodigy la Within Temptation, muzică disco, muzică veche, și încet, 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 zis că am observat că se întâmplă ceva cu mine. Și zic, măi, Elo Tarotelo, ce-i cu tine? Nu cumva te îndrăgostești? Și stau așa, că vorba aceea mă cunosc destul de bine, în curând, în curând se întâmplă o altă zi de naștere și se adaugă un alt an la această viață, la această viață, printre multe alte vieți. Dar, tocmai pentru că mă cunosc, dau seama că ceva se întâmplă, o schimbare bruscă de... Nu știu cum a venit. Bine, la mine așa vine. Tum-tum-tum-tum-tum-tum! Și... Parcă am intrat într-o altă realitate. Sper acum să mă adresez celor care sunteți în această realitate în care eu experimentez o stare de iubire, de îndrăgosteală. Doamne, dar este minunată. Este minunată. Eu, fără așa ceva, ca artist și ca om, nu pot să trăiesc. Bine, avantajul oamenilor liberi, nu? Că ne putem îndrăgosti primăvara, vara, toamna, iarna, oricând vrea mușchii noștri cardiaci. E un soi de cardio pe care îl fac periodic. Unii fac cardio la sala de sport, eu fac cardio prin aceste stări. Mărturisesc de câțiva timp. Am ghiocei la stomac. Am ghiocei la stomac și e o stare foarte faină. Și revin. Cred că într-un fel sau altul a participat și această poezie, deși nu are treabă cu îndrăgosteala. Poate și florile pe care le-am văzut în jur, poate energia cuiva, nu știu. Așa cum simt suferința, am simțit și dragostea cuiva, nu știu. Dar mă bucur. Mă bucur că simt ceea ce simt și mi-aș dori. Repet, sper să nu, și dacă pare, fiecare cu părerea sa, sper să nu pară o imaturitate și să înțelegeți, dragii mei, importanța iubirii în viața noastră. Nu știu, sunt oameni care n-au iubit niciodată și îmi vine să plâng pentru ei și să iau în brațe și să le spun, mai, trezește-te, deschide-ți inima și dă-ți voie să iubești. Pentru că o dragoste, o viață fără dragoste este o viață irosită. Unii simțind dragostea mai des sau în fiecare zi, chiar dacă mai e și suferință, simțind dragostea asta în fiecare zi. Uneori, chiar și cei care știm că suntem protejați de Dumnezeu și iubiți de Dumnezeu,
Nu înțelegem de ce suntem testați, de ce suntem puși la pământ, suntem ca să învățăm să ne ridicăm, bănuiesc. Dar iată, în această poezie pe care urmează să vă citesc, veți afla niște răspunsuri foarte... Sper de care aveți nevoie, unii dintre voi, niște răspunsuri foarte profunde. O să vă rog să-mi dați voie să-mi pun ochelarii, pentru că, fără ochelari, bătrânețile, nu mai pot să citesc, nu mai pot să citesc fără ochelari. Și sper să nu mă bălbăi. Când am citit-o, nu eram îndrăgostită, am rămas așa într-o stare de extaz mistic. Acum, eu știu, așadar, citim din Rumi. Constrângerea divină, fiți atenți la titlu, și libera voință. Noi suntem o harpă, tu faci ca să răsune. Nu-i tânguirea noastră, tu gem pe ale ei strune. Unai suntem, cântarea din noi e de la tine. Noi munți suntem, strigarea din noi e de la tine. Un joc de șah noi suntem, cu înfrângeri și victorii. De tine au fost târnite la capătul prinsorii. Noi cine suntem, suflet al sufletelor, cine de mai suntem în viață alăturea de tine? Noi suntem neființe. Suprema ta ființă, la cei menit pieirii, să apară, îi dă putință. Noi suntem lei puternici, dar lei țesus pe steaguri, ce vântul îi împinge înainte, în șiraguri. Văditele năvala, dar nevăzut e vântul, o, nevăzutul acesta, să nu-și mai curmea vântul. Și duhul, și ființa, tu ni le-ai dat în dar, iar viața din ființă iscată-i de-al tău har. Vădindu-i neființei plăcerea de a fi, făcut-ai neființa să înceapă a te îndrăgi. Desfătător ți-e darul, o, nu lua înapoi, și vinul și paharul, nu le lua înapoi, asul de cupe, vinul. Sfântul Graal. De o să le iei? Au, cine-ți va cere socoteală? E în stare ca zugravul să lupte o zugrăveală? Nu-ți îndrepta acum spre noi a ta privire. Contemplă-ți bunătatea și a ta milostivire. Fiți atenți! Atunci când aveam viață și nu o puteam nici cere, ai împlinit a noastră necuvântata vrere. Atunci când aveam viață și nu puteam nici cere, ai împlinit a noastră necuvântată vrere. Stă zugrăveala în fața celui ce a zugrăvit, ca fătul într-un pântec legat și închircit. În fața celui veșnic, supuși stau toți și tac, neputincioși ca pânza în fața unui ac. Pe pânză, el țese, pe diavol, ori pe Adam. Înfățișează-l chinul, orice este un balsam. Și nimeni n-are forță să se apere, să strige, atunci când se întâmplă să piardă, ori să câștige. Vezi în ce chip Coranul, acest vers l-a tâlcuit. Nu tu ești cel ce a zvârli atunci când ai zvârlit? O să vorbesc la sfârșit despre asta. Când tragem o săgeată, nu noi îi dăm avântul, noi suntem numai arcul. Arcașul e prea sfântul. Nu-i silnicia aceasta, ci e atot putință, menită să stârnească în suflet umilință. Iar umilința aceasta vădește îndatorire. Prin libera ta vrere ți-aduce o învinuire. De liberă nu-i vrerea, ce sunt rușinea aceasta, sfiala vinovată, mâhnirea și năpasta? De ce îi ceartă un dascăl pe-ai să-i învăță cei? De ce își cată duhul? Mereu un alt temei?
Spui despre cel ce neagă constrângerea divină că norul său ascunde alunii lui lumină. Un bun răspuns primii vei, să asculți, de-ți dai silință și scap de rătăcire, tinzând înspre credință. Apar în timpul bolii căința și smerirea. Ființa ta își află în adâncul ei trezirea. Și în toată vremea în care te simți lovit de boală, fierbinte îl rogi pe Domnul să ierte a ta greșeală. Ce hâd este păcatul, tu vezi de-abia acum. Și hotărăști a merge din nou pe dreptul drum. Făgăduiești de îndată și faci și jurământ să te supui cu totul poruncii celui sfânt. E sigur deci că boala aduce atunci cu sine trezirea conștiinței și a Duhului din tine. Reține adevărul acesta cum altul nu-i. Doar cel ce îndură poate simți mireasma lui, a adevărului că e cu lămic. Cu cât mai treas e Duhul, mai grea ți este viața. Mai bine îl știi pe Domnul, mai pală ți este fața. Constrângerea divină de onduri, unde e smerirea? Și a tot puternicia îi dosimți, unde e simțirea? Cum să aibă cel în lanțuri de veselie parte și asemeni celui liber, cum poate să se poarte? Și dacă înlănțuit ești de mâini și de picioare și puterea domnească în paza ei te are, nu te purta mișelnic cu cei mai slabi ca tine, căci nu așa se poartă acei cu fir blajine. Și de nu-i simți silirea, nu zic că ești silit. Și de-ai simțit-o, unde-i dovada ce-ai simțit? În fiecare faptă ce ți-o împlinești, tu îți vădești putința, că poți să o săvârșești. Dar despre fapta care s-o înfăptuiești nu-ți convine. Constrângerea un vin, îi zici, de la Domnul vine. Constrânși se simt profeții în lumea de nevoi. Constrânși se simt procleții în lumea de apoi. Că liber în cea lume vor fi, ne spun profeții. Că liber sunt în lumea de aici, ne spun procleții. Ar fi bine să las doar această poezie, pentru că este atât de profundă. Cred că o să și scriu sub comentariu, sub video, la comentarii. Este atât de profundă încât chiar dacă mai am încă două, după acest moment, eu sunt, adaug la starea mea. De fapt, așa eram când am citit într-o stare de... Nu știu cât vedeți voi ce se întâmplă cu mine când citesc Rumi. Nu mă cunoașteți. Doar știți etalările pe care le fac. Unora vă plac, altor nu vă plac. Sau altora nu vă plac. Dar nu mă știți. Cum sunt în contact cu Rumi de 10 ani și totuși această dragoste nu se schimbă, nu devine mai slabă, nu mă plictisesc. Chiar mă gândeam de când am început să fac tarot. Am avut o senzație că m-am îndepărtat de această cale sufită pe care eu am îmbrățișat-o cu mult înainte să vin pe acest canal. Dar am zis că totuși se poate. E ca și când pe lângă o căsătorie sau o familie ai un job. Jobul acesta, da, e spiritual. Spiritual tarotul este prin noi. Prin tarotul în sine e o chestiune. Dar devine spiritual prin noi. Însă, nu despre tarot vreau să vorbesc acum, ci despre această poezie
pe care cred că cineva, sper cât mai mulți, dar cineva trebuia să asculte, să o audă. Poate că nu are de unde să ia această carte, poate că nu are cum să citească, n-are timp, eu știu ce o fi. Dar dacă vreți să vă cumpărați această carte, eu mai am câteva, vi le recomand și pe acelea. Când o să vorbesc despre Rumi, vă rog, repet, când o să vorbesc despre Rumi, din perspectiva mea, a unui om care îl experimentează și l-a descoperit de 10 ani și îl experimentează de 10 ani, în multe feluri, în multe feluri, atunci o să vă îngădui să comentați despre Rumi. Dacă acum comentați despre Rumi și nu despre poezie în sine, șterg comentariile, că nu vreau să deviem, nu vreau. Există tendința asta umană. Repet, nu vorbim despre Rumi. Dați-mi voie să am totuși primul cuvânt și voi să veniți într-o șuetă, ca într-o șuetă, data viitoare, prin comentariile pe care le veți adăuga. Ar mai fi încă două poezii pe care le-am descoperit în această carte. Dar cred că... Nu știu, mă simțiți? Pe lângă starea aceea de îndrăgosteală, când mă conectez la Rumi, sunt aici și nu sunt aici. Sunt aici, trupește, vă vorbesc, dar nu sunt aici. În fine, sper că v-a plăcut poezia. Repet, o să o scriu. O să o scriu sub video. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să aveți o primăvară frumoasă. Numai bine, ciao, ciao.